Oamenii își doresc cu ardoare să fie mai inteligenți, deoarece consideră că un IQ ridicat corelează cu succesul. Un om deștept este văzut ca fiind totodată descurcăreț, determinat, dispus și capabil să obțină tot ceea ce vrea. Coeficientul de inteligență sau IQ-ul reprezintă un concept și un scor derivat din diferite teste standardizate prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Sunt multe teste care pot evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Sunt și imagini care oferă indicii despre modul în care creierul se descurcă. Atunci când auzim de un test IQ, ne gândim la un maraton de întrebări complicate. Cineva s-a gândit însă și la asta și a încercat să ne facă viața mai ușoară. În anul 2005, psihologul Shane Frederick a creat cel mai scurt test IQ din lume. Se numește testul de reflexie cognitivă și are doar 3 întrebări. Testul a fost administrat la 3428 de respondenți. Acesta s-a făcut în 35 de studii separate pe o perioadă de 26 de luni. Participanții au fost aleși de la cele mai bune universități din lume, dar numai 17% dintre ei au reușit să răspundă corect la întrebări. La final de experiment, Frederick a făcut public testul lumii întregi. Într-o lucrare publicată în Jurnalul de Perspective Economice, Frederick spune că a ales cele 3 întrebări din acest test IQ pentru că acestea duceau la răspunsuri impulsive și eronate. Adică întrebările îi împing pe oameni să vină repede cu un răspuns, în loc să analizeze cu atenție problemele aparent simple. Din cauza acestui truc mental, foarte puțini oameni pot să răspundă la aceste întrebări. Testul are o popularitate uriașă pe internet și chiar dacă la prima vedere pare simplu, în realitate este foarte greu. Iată cele 3 întrebări. O rachetă de tenis și o minge costă $1.10 împreună. Racheta de tenis costă cu $1 mai mult decât mingea. Cât costă mingea? Întrebarea 2. 5 mașini produc 5 piese în 5 minute. Dacă 5 mașini produc 5 piese în 5 minute, în cât timp ar produce 100 de mașini 100 de piese? Întrebarea 3. Într-un iaz cresc nuferi. Cresc rapid și își dublează zilnic suprafața. În 48 de zile vor acoperi tot iazul. În câte zile vor acoperi jumătate din iaz? Majoritatea celor ce răspund la aceste întrebări spun că mingea costă 10 cenți, mașinile au nevoie de 100 de minute pentru a produce cele 100 de piese și că suprafața lacului ar fi acoperită pe jumătate în 24 de zile. Aceste răspunsuri sunt greșite. Răspunsul corect la prima întrebare este 5 cenți. În cazul în care mingea ar costa 10 cenți, racheta ar costa $1.10, atât cât costă ele împreună. O minge care costă 5 cenți plus o rachetă va rezulta $1.10. $1.05 este exact cu $1 mai scump decât 5 cenți. Răspunsul corect la a doua întrebare este 5 minute. Numărul de mașini nu influențează timpul necesar pentru producerea unei piese, timp care rămâne același, 5 minute pe piesă. Răspunsul corect la cea de-a treia întrebare este 47 de zile. Dacă suprafața de iaz acoperită cu nuferi se dublează în fiecare zi, ar dura o singură zi pentru ca lacul să treacă de la a fi pe jumătate acoperit la a fi acoperit în întregime. Așadar, ar fi necesară o singură zi ca peticul de nuferi să se întindă de la jumătatea lacului către întregul lac. Scădem o zi din 48 de zile și rezultatul va fi 47. Cum vi s-a părut testul? Interesant? Eu zic că da, pentru că demonstrează că o problemă în aparență simplă este mai grea decât se așteaptă cei mai mulți. Toată lumea vorbește despre inteligență, dar puțin știu ce este de fapt aceasta.
iar mulți dintre noi o confundă cu gradul de cultură sau cu educația. În general, când spunem despre cineva că este inteligent, descriem o persoană cu foarte bune abilități analitice, capacitate superioară de abstractizare, capacitate de adaptare la mediu și nu de puține ori cu performanțe academice înalte. Testele de inteligență au luat naștere în Franța anului 1904, când guvernul i-a cerut psihologului Alfred Binet să găsească o metodă de evaluare a inteligenței copiilor, astfel încât cei mai puțin dotați să fie tratați diferit de copiii normali sau supradotați în centre speciale. Metoda presupunea ca cei mici să urmărească unele comenzi, să copieze de pe șabloane, să numească obiecte, să pună lucruri în ordine sau să le aranjeze în ordinea inițială. Binet a aplicat metoda la școlile din Paris și a creat un standard plecând de la datele obținute. În timp, testul a fost modernizat și noțiunea de coeficient de inteligență, adică IQ, a câștigat repede popularitate și a devenit cel mai cunoscut concept psihologic. Coeficientul de inteligență al unei persoane este rezultatul unui test psihologic care are ca scop să ofere un indiciu cantitativ standardizat referitor la inteligența abstractă a unui adult sau a unui copil. Un test de evaluare a coeficientului de inteligență, pentru a fi relevant, nu se efectuează oricum, ci în prezența unui specialist care să-l poată corela și cu alte date care țin de personalitatea celui supus testului. Studii susținute pe parcursul unui veac au arătat că IQ-ul depinde de moștenirea genetică, deși există încă dispute pe această temă, de fondul de gene personal, de mediul educațional familial, informal și formal, de vârstă și de interacțiunea cu mediul. Coeficientul mediu de inteligență al unui om este 100. Cel mai mare factor IQ cunoscut astăzi depășește 240. S-a calculat că 50% din populație are un IQ cuprins între 90 și 110, 25% are un IQ sub 90 și 25% un IQ peste 110. Persoanele care au valoarea IQ-ului mai mare de 140 sunt extraordinar de abile în activități creatoare și îi conduc pe alții. Valorile de IQ între 131 și 140 ating mai puțin de 3% din populație. Persoanele cu IQ-ul acesta sunt specialiști, cercetători sau manageri foarte buni. Valorile între 121 și 130 sunt mult peste medie. Persoanele cu valorile acestea termină o universitate cu ușurință și pot obține rezultate extraordinare în funcții de conducere sau în activități creatoare. Nivelul IQ-ului între 111 și 120 este inteligența peste medie. Persoanele cu inteligența aceasta termină universitatea fără probleme și pot găsi un loc de muncă extraordinar. Valorile IQ între 101 și 110 sunt considerate cele medii. Persoanele cu valorile acestea vor absolvi universitatea cu dificultate, dar dacă sunt perseverente și laborioase, pot găsi un loc de muncă foarte bun. Persoanele care au valorile IQ-ului între 91 și 100 dau examen de bacalaureat fără probleme și pot lucra în management inferior. Persoanele cu valorile IQ-ului între 81 și 90 pot absolvi școala elementară și se afirmă cu succes în meserii și profesii manuale. Persoanele cu valorile IQ-ului între 71 și 80 au probleme cu studiul la școala elementară, dar pot absolvi fără probleme școala specială. Persoanele cu valorile IQ-ului între 21 și 50 sunt needucabile, dar sunt în stare să se îngrijească singure și să trăiască destul de independent. Nivelul IQ-ului sub 20 se înregistrează în caz de deficiență mentală gravă. Persoanele acestea sunt needucabile și de obicei sunt dependenți de ajutorul altora. Relația între inteligență și statutul social există,
dar nu este nici pe departe o relație matematică. De aceea poate fi o greșeală să apreciezi inteligența cuiva după munca pe care acela o face. Și aici, excepțiile întăresc regula. Un măturător de stradă foarte inteligent va avea cu siguranță un IQ mai mare decât un avocat deosebit de prost. Și un vagabond poate avea de asemenea un IQ mult mai mare decât un medic. Este bine cunoscut că succesul nu depinde numai de inteligență, ci și de o serie de alți factori ca rezistență, noroc, relații, obrăznicie, agresivitate și multe altele. Pe de altă parte, ar fi o greșeală să ne imaginăm că nu există nicio legătură între rezultatele testelor de inteligență și succesul în viața socială. Afirmațiile IQ mic, lipsa succesului și IQ mare, succes în viață, nu coincid întotdeauna cu realitatea. Există categorii cu IQ mare, ca de exemplu profesorii și medicii, ale căror servicii nu sunt corespunzător răsplătite de către societate. Specialiștii spun că valoarea IQ-ului nu este constantă de la naștere până la maturitate. Până în al 12-lea an de viață, curba de inteligență înregistrează o creștere rapidă, apoi este ceva mai lentă, înregistrând un maxim în jurul vârstei de 15 ani. Iar rămâne doar câțiva ani la acest nivel, după care începe să scadă. La persoanele mai puțin inteligente, cu un IQ sub 80, procesul de scădere începe mai devreme și este mai rapid. În timp ce la persoanele cu IQ mare, peste 120, creșterea este mai îndelungată, iar procesul de scădere mai întârziat. La momentul actual, nu există date certe care să indice că IQ-ul poate fi îmbunătățit. În Statele Unite au fost implementate programe educaționale care au produs îmbunătățiri ale IQ-ului pe termen scurt, fără a se dovedi însă eficiente pe termen lung. Testele IQ nu pot da desigur decât o imagine aproximativă a unei părți din ceea ce înseamnă inteligența, deoarece întrebările nu pot acoperi o mulțime de situații din viața reală, dat fiind și faptul că la fiecare întrebare trebuie răspuns în medie în 30 de secunde. În plus, este aproape imposibil de măsurat în aceste teste cultura generală, memoria de lungă durată, anumite aspecte psihologice, creativitatea și așa mai departe. Sunt multe lucruri de aflat despre natura inteligenței. Cu siguranță că în viitorul foarte apropiat vom avea la îndemână alte instrumente de măsurare a ei.